Cu ce ai venit, Claudiu, de data aceasta la târgul de la Facultatea de Horticultură? Acum avem o gamă mai largă de arbuști și câțiva arbori. Aronia avem un arbust foarte bun din punct de vedere medical, pentru că are o cantitate foarte mare de antioxidanți, dar cel mai important, vitamina P, care face rezerve de vitamina C. De fapt, foarte multă lume îl folosește, e fructul anticancer. Pe urmă avem o banana nordului mai nouă, care rezistă la ger foarte bine, sunt plante altoite, fructifică de anul viitor. Mai avem afinul siberian, care, spre deosebire de afinul românesc, poate fi plantat în sol normal. Dacă afinul românesc trebuie dus în sol acid sau la munte, ăsta îl putem pune în orice curte, chiar și pe balcon, dacă avem nevoie, doar că trebuie minim două plante pentru polenizare încrucișată. Avem ginkgo biloba, care se folosește foarte mult pentru ceaiuri sau frunza proaspătă se mănâncă pentru reglarea tensiunii arteriele și pentru creșterea imunității. Mai avem un lămâi care rezistă la ger, Poncirus trifoliata. Este foarte bun pentru decor în curți, dar și fructe comestibil, se folosește doar zeama și coaja, pentru care are foarte multe semințe. Gojile, care tot timpul sunt copiii noștri, nu lipsesc gojile. Avem un moșmon de foarte mulți ani la noi în țară, dar din păcate pe cale de dispariție. Este un fruct cu gust între gutuie și pară, foarte bun pentru enterocolite, adică dacă avem deranjamente stomacale se poate folosi ceaiul sau marmelada. E un fruct care se mănâncă după ce dă bruma, e foarte rezistent la boli. Cam astea sunt merișorul care rezistă la condiții extreme, minus 40 de grade, e merișorul american, cranberry, vaccinul macrocarpone, e foarte bun pentru sistemul urinar, dar are nevoie de un sol acid. Se poate face sol acid foarte simplu și la câmpie, din jumate rumeguș, o măsură de rumeguș și o măsură de pământ normal. Se amestecă în groapa în care plantăm și acolo este sol acid. Mai avem o magnolie, este diferită de magnolia normală, e ca un ficus, Magnolia galisoniensis, înflorește vara, o magnolie de vară. Trebuie puțin izolată iarna, de vânt, nu are nevoie de izolație foarte mare, dar vânturile accentuează frigul și e bine să o izolăm de vânt. Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că tu ești un producător renumit pe piață și că de la tine pot obține sfaturi de specialitate, informații despre cum să planteze o plantă, ce îngrășăminte îi trebuie, ce fel de sol necesită, cum trebuie udată, tot ceea ce le trebuie pentru a avea plante sănătoase și viguroase. Și chiar dacă n-au cumpărat plantele la noi, îi ajutăm cu mare plăcere, că nici noi nu le-am știut de la început pe toate. Îi învățăm să taie, să curețe, să îngrijească, tratamente, tot ce au nevoie, oricând. Pentru că ești recunoscut pentru goji, învață-ne și pe noi puțin ABC-ul acestei plante. Lumea nu dă importanță la tăiere. Chiar dacă îl stropim, putem să-i facem noi orice. Dacă nu îl tăiem cum trebuie, să-i formăm coroana, el o să lăstărească și pleacă pe prea mulți lăstari de jos. Având foarte mulți lăstari și o rădăcină pivotantă, lăstarii din vârf nu se mai dezvoltă. Deci importantă este tăierea. Tăierile se fac până în 60-70 de centimetri, nu se taie deloc, dar se copilește să rămână doar o tulpină. Când ajunge la 70, se taie vârful lor și atunci stimulăm creșterea laterală. Dar păstrăm doar o porțiune de 20 de centimetri cu lăstari. Ce e de la pământ în sus 40, se curăță tot, deci nu se lasă nicio ramură. După care, din ramurile care au lăstărit acolo, se alege una care ni se pare nouă că e cea mai frumoasă și o dirijăm pe tutore, pe arac, o dirijăm, când de la prima tăietură, de la 60, face iar lăstări încă 60-70, la fel procedăm, tăiem. Același lucru se face de 3 ori. Noi, de fapt, trebuie să-i facem popular, așa, 3 umbrele. După care i-am format umbrelele, anul următor sau peste 2 ani, depinde cum s-a dezvoltat în funcție de cum e îngrijită, fruct tipică pe ramură tânără. Dacă nu-i tăiem lăstarii scurs, ca la vița de vie, să dea lăstari tineri, ne bucurăm de lăstari mari bătrâni, nu o să treacă seva foarte bine, trebuie tăiați cât mai scurt, în funcție de grosime. Dacă e mai subțire, se lasă cam 5-6 cm. Dacă e mai gros, 10 cm. Dar asta în funcție de cât e de dezvoltat. Iar stropirile,
cele mai importante și cele mai frecvente care trebuie să le facem și la ceilalți pământ, când iasă din vegetație, când intră în hibernare, iarna, înainte de îngheț, se dă o piatră vânătă și la 2-3 zile, o săptămână, un ulei horticol. Fiecare își alege ce vrea, natural sau normal, clasic. După ieșire din iarnă, același lucru facem. Stropim încă o dată cu piatra vânătă, zeama bordeleză, care o găsesc acum la magazin direct făcută, îi îmbăiem să curgă soluția pe ei, la 3-4 zile venim iar cu uleiul horticol. Pe urmă, ce fac eu, fiecare face cum vrea, la 21 de zile dau preventiv insecticid, fungicid, dar eu le dau naturale. Pe internet se găsește soluție bio, prețurile la bio s-au aliniat cât de cât pentru că produc foarte mult și la 21 de zile se dau chestiile astea pentru a preveni. În caz de invazie și vreun atac de insectă, se dă atunci pe moment cu ce e cazul, dar se găsește și bio și chimic. La alegerea fiecăruia ce